Lavanda este un condiment popular în bucătăria franceză, italiană și spaniolă. În unele locuri, lavanda se regăsește în celebrul amestec de ierburi de Provence, alături de salvie, cimbrișor, rozmarin și oregano. Cele mai comune tipuri de lavandă sunt următoarele. Lavanda englezească. Aceasta produce cele mai bune uleiuri fiind utilizată în industria cosmetică, dar este ideală și pentru gătit. Lavanda franțuzească. Aceasta nu are o aromă foarte puternică, însă frunzele au un aspect și un miros asemănător rozmarinului. Lavanda spaniolă. Această lavandă are flori de asemănătoare cu forma unui ananas, fiind foarte potrivită ca element decorativ. Lavanda albă. Acest tip de lavandă este printre cele mai populare plante de grădină, aceasta fiind foarte apreciată pentru parfumul pe care le emană atât florile cât și frunzele. Așa cum spuneam adineauri, lavanda este utilizată în bucătărie, începând de la diverse deserturi până la fripturi. Ai grijă totuși să utilizezi o lavandă culinară precum cea englezească, deoarece există lavandă care se utilizează doar în scopuri cosmetice. Deoarece aroma lavandei este foarte puternică, este important să fie folosită cu moderație pentru a nu da un gust amar preparatelor. O bună practică fiind aromatizarea zahărului sau a mierii și ulterior acestea să fie folosite la rețete. Un pont bun pentru crearea de rețete noi este că lavanda se combină foarte bine împreună cu coaja de lămâie, menta sau rozmarinul. Lavanda este des utilizată în terapii de relaxare, având un efect calmant care induce o stare de bine. Astfel că în momentele de anxietate și nervozitate, uleiul de lavandă te poate repune în echilibru emoțional. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!